creștinii sărbătoresc astăzi întâmpinarea Domnului, iar în popor se ține ziua ursului. În februarie, pensia va ajunge până pe 15 ale lunii, iar seniorii care au card vor avea banii în cont pe 12 și 13 februarie. Control la toate cele 23 de magazine din țară ale unui cunoscut lanț. La Arad, comisarii CJBC au dat 5 amenzi de 68.000 de lei. Întâmpinarea Domnului este o sărbătoare creștină importantă, prăznuită la 40 de zile de la nașterea lui Iisus Hristos. Întâmpinarea Domnului este un praznic împărătesc și de această zi sunt legate multe tradiții. Sărbătoarea comemorează momentul în care Hristos este dus la templul din Ierusalim de Fecioara Maria și de Iosif pentru împlinirea rânduielilor legii. În vreme ce credincioșii respectă întâmpinarea Domnului, în popor se ține ziua ursului. În tradiția populară se consideră că în această zi, anotimpul rece se confruntă cu cel cald, sărbătoarea fiind un reper pentru prevestirea timpului calendaristic. Se crede că, dacă în această zi este soare, ursul iese din bârlog și, văzându-și umbra, se sperie și se retrage, prevestind astfel prelungirea iernii cu încă 6 săptămâni. Dacă cerul este înorat, ursul nu-și poate vedea umbra și rămâne afară, prevestind slăbirea frigului și apropierea primăverii. Se mai spune că, dacă astăzi este cald, atunci în cursul anului va fi vară călduroasă și îmbelșugată. Iar dacă în această zi este frig, ger și viscol, atunci vara va fi friguroasă și neroditoare. Ministrul Energiei Sebastian Burduja a confirmat menținerea schemei de plafonare a prețurilor în sectorul energetic până în martie 2025. Potrivit ministrului, prețurile rămân sub cele de pe bursă, asigurând o situație favorabilă pentru aproximativ 5 milioane de gospodării din țară, care plătesc în medie 35 de lei lunar pentru factura la curent. Burduja a subliniat că această sumă este rezonabilă, ținând cont de puterea de cumpărare a țării. Referit la viitorul schemei, ministrul energiei a subliniat nevoia unei ieșiri etapizate pentru a evita impactul negativ asupra furnizorilor și a prețurilor. Datoria Ministerului Energiei către furnizori se ridică la aproximativ 2 miliarde de lei, iar costurile estimate ale schemei pentru întregul an 2024 sunt de aproximativ 3 miliarde, conform estimărilor ANRE. Modificări pentru pensionari în luna februarie. Se schimbă data la care vine poștașul cu banii. Data la care pensiile vor ajunge în conturile pensionarilor în februarie este diferită în funcție de alegerea făcută de seniori. Pensionarii care au ales ca banii să le fie aduși de poștaș acasă vor trebui să aștepte puțin. În februarie, pensia va ajunge între 1 și 15 ale lunii, iar seniorii care au ales cardul vor avea banii în cont pe 12, cel târziu 13 februarie. Este bine de știut, dacă nu sunteți acasă când vine poștașul, nu trebuie să vă îngrijorați. Pensiile împreună cu talonul pot fi ridicate de la ghișeele poștale. Pensiile au fost majorate la începutul anului 2024 potrivit unui proiect de lege. Veniturile pensionarilor s-au majorat cu 13,8%. În total, în România există aproximativ 5 milioane de pensionari. Ampla acțiune de control la un supermarket din Arad de la ieșirea din oraș spre Vladimirescu. Comisarii CJPC au dat 5 amenzi contravenționale în valoare de 68.000 de lei. Un avertisment și măsuri complementare. S-au oprit definitiv produse, s-a dispus încetarea practicilor comerciale incorecte, cum sunt vânzarea unor produse alimentare care nu se încadrau în cantitatea netă declarată pe ambalaj, dar și cu caracteristici calitative neconforme, ambalaje devidate, arsuri de frig și gheață în exces pe produs, nerespectarea calității afișate la legume și fructe, nerespectarea condițiilor igienico-sanitare în sala de tranșare pește, neigienizarea corespunzătoare a agregatelor frigorifice de expunere la comercializarea produselor din carne congelată. În zona de rotiserie nu se folosesc produse și proceduri sigure. Nu se respectă temperatura de expunere a preparatelor rotisate și anume 60 de grade Celsius. Toate măsurile vor fi verificate în continuare de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Arad.
Șeful statului major al apărării cere de urgență o lege pentru pregătirea militară a populației. Aceasta ar permite învățarea voluntară a bărbaților și femeilor de până în 35 de ani să tragă cu arma și să-și facă o decontaminare, a spus generalul Gheorghiță Vlad. Rezerviștii României sunt prea bătrâni pentru a lupta pe front. Deficitul de personal la armată este de 10%. 6.000 de angajați au părăsit Ministerul Apărării numai în 2023, mai arată șeful statului major al apărării. Federația Rusă nu se va opri aici. Politica lui Putin va escalada, a mai spus acesta. Generalul român este convins că Putin va ataca și alte state, inclusiv Republica Moldova, iar România ar trebui să fie pregătită în cazul unui astfel de scenariu. Dacă va câștiga în Ucraina, principala țintă va fi Republica Moldova. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, alături de Centrul de Bioetică și Studii Sociale, a organizat evenimentul Implicațiile psihologice ale avortului consimțit. Lectorul universitar Cristina Mercea, în calitate de speaker, împreună cu cei prezenți, a explorat în profunzime acest subiect, analizând aspectele psihologice legate de decizia de avort consimțit. Nu știu dacă este neapărat la modă, dar este, din păcate, o metodă de contracepție de multe ori. Dar sunt și situații în care sunt motive medicale pentru care avortul trebuie făcut. Noi acum nu vorbim despre avortul întâmplător care apare, vorbim despre avortul consimțit, unde femeia cel puțin cunoaște necesitatea avortului sau își dorește avortul. Modul în care ea, femeia, se raportează la această întrerupere de sarcină. Poate să fie o pierdere pentru ea, poate să fie o eliberare pentru ea, deci merge de la traumă până la o ieșire dintr-o situație, pentru că dacă sarcina vine în urma unui viol, spre exemplu, atunci pentru ea e o ieșire din situația aia, e aproape terapeutic. Dacă e o problemă medicală, sarcina a fost dorită sau sarcina s-a obținut foarte greu, și apare o problemă medicală și e nevoie să se întâmple avortul, atunci e o traumă, e foarte greu de dus și devastator pentru femeie, cel puțin pentru femeie, dacă nu și pentru partener. Implicațiile avorturilor nu se limitează doar la persoana în cauză, familie și personalul medical. Factori sociali și politici sunt implicați în acest proces. În calitate de director al Centrului de Bioetică și Studii Sociale, sunt mai degrabă, să spun, preocupată de aspectul social și politic al acestui fenomen. Știți că în ultimii ani, în ultimii, să zic, 5-7 ani, se tot rediscută această problemă, ajungându-se chiar la cadrul legislativ, care uneori se modifică. Iată, în Statele Unite au fost mai multe state care au făcut pași în direcția interzicerii avortului. Asta este o discuție care, să zic, intersectează inclusiv feminismul și etica feministă, acesta fiind unul dintre subiectele care pe mine personal mă preocupă foarte mult. Și dacă vreți să mă leg într-un mod direct de ceea ce se întâmplă astăzi, aș putea o face exact așa. Ce implicații presupune avortul consimțit din punct de vedere al femeii și, să zic, al ideologiei feministe? Tinerii din educație și sănătate, beneficiari ai locuințelor ANL, nu le mai pot vinde. Guvernul a aprobat miercuri o ordonanță pentru excluderea de la procedura de vânzare a locuințelor ANL destinate tinerilor din învățământ și sănătate. În actul normativ se vorbește despre situațiile înregistrate la nivel local prin înstrăinarea acestor tipuri de locuințe după achiziția lor. Guvernul a mai decis că nivelul maxim al chiriei nu poate fi mai mic decât anumite limite stabilite prin același act normativ, deoarece au fost identificate situații în care chiria era mai mică decât noile limite impuse. Consiliul Județean Arad va participa la expoziția internațională Tourism and Travel Expo la Chișinău, în Republica Moldova, în perioada 16-18 februarie. Republica Moldova este partenerul nostru strategic, acolo suntem înfrățiți cu 3 raioane și vom profita de această ocazie pentru a prezenta potențialul turistic și cultural al județului. Ne dorim crearea și impunerea unei mărci a turismului arădian, iar participarea la târgurile de specialitate este necesară pentru a ne atinge obiectivele, a declarat Ionel Bulbuc, vicepreședintele Consiliului Județean. CJA investește în promovarea turistică
a Aradului. Anul acesta se vor organiza noi evenimente locale, regionale, naționale pentru a face mai cunoscute obiectivele arădene. Pe lângă asta, se dorește crearea unor noi obiective în județ, la Căsoaia, Muneasa, Ghioroc și Săvârșin, în general acolo unde există un potențial pentru turiști. La târgul de turism se va promova și turismul virtual, turul virtual al Aradului, cuprinzând 50 de obiective care vor putea fi accesate online și vizualizate și cu ochelari pentru realitatea virtuală, pentru a trezi interesul față de Arad. Expoziția internațională este singura expoziție din Republica Moldova în domeniul turismului și agrementului. Printre participanți se regăsesc ministere de resort și birouri naționale de turism, operatori turistici, agenții de turism, companii aeriene, transportatori, hoteluri, stațiuni, moteluri, pensiuni, centre de recreere, companii de asigurări. Organizatorul expoziției este Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo, iar coorganizator Ministerul Culturii din Republica Moldova. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, alături de Centrul de Medicină Tradițională Chineză, a organizat evenimentul Terapia cu acupunctura unor simptome și afecțiuni curente. S-a vorbit despre secretele terapiei cu acupunctură și cum aceasta poate aborda și trata simptomele sau afecțiunile curente. Dr. Yu Funian, profesor asociat la Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, este expert în domeniul acupuncturii și a fost speakerul principal al acestui eveniment captivant. Dragi arădeni, sunt extrem de bucuros că după 5-6 ani am revenit la Arad. E o mare plăcere să fim aici și mulțumim conducerii Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad că avem această oportunitate și văd că sunt foarte multe fețe curioase care iau parte astăzi la acest eveniment. Eu gândesc că medicina tradițională chineză este practicată și iubită nu numai în China sau în afară Chinei, în Statele Unite, în Europa. Știu că și aici în Arad mulți oameni sunt curioși să afle cât mai multe despre medicina tradițională chineză. Așa cum în Ungaria în 2015-2016 s-a reușit schimbarea legislației care dă oportunitatea medicilor tradiționali din China să-și exercite profesia, tot așa sper că prin prezența noastră aici, prin cursul pe care îl vom face, vom contribui să avem un impact asupra celor care consideră că e nevoie să schimbăm cadrul legislativ ceea ce privește medicina tradițională din China, pentru că un curs de genul ăsta nu e numai în a transmite informația și cunoașterea, ci și a contribui în mod direct la sănătatea arădenilor. Împreună cu coordonatorii evenimentului, profesor universitar Dr. Vanda Stan și conferențiar universitar Dr. Antoanela Naș, a fost explorată această latură fascinantă a medicinei tradiționale chineze. Ați văzut cât de mulți studenți avem și cât de mulți interesați avem. Este o prezentare prealabilă a ceea ce va începe din semestrul viitor în cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș, unde susținerea doamnei președintă Cotoraș și a întregului corp de conducere este foarte puternică pentru medicina tradițională chineză, iar cursurile pe medicina tradițională chineză în cadrul Facultății de Medicină vor începe de semestru viitor. Studenții sunt nerăbdători, ați văzut că sunt deja număr atât de mare aici încât nici nu încap în sală. Credem că este o abordare extrem de responsabilă a ceea ce înseamnă sănătate și medicină în secolul 21, o abordare holistică a medicinii vestice cu cea asiatică, tradițională, chineză, care sperăm să aducă arădenilor multă, multă sănătate, ani extrem de buni și recunoștință pentru Universitatea de Vest Vasile Goldiș, care susține demersul acesta. Evenimentul care a reunit medicina tradițională chineză cu cercetarea academică modernă s-a desfășurat la Centrul de Medicină Tradițională Chineză din cadrul UVVG Arad, în campusul medical, pe strada Henri Coandă. Sebastian, un tânăr de 23 de ani, celebru rapper, care jumătate de viață a luptat cu dependența de droguri, și-a spus povestea în fața a 400 de elevi arădeni. A fost vedetă, a cântat muzică rap, este un om cunoscut, dar din păcate toată această celebritate l-a dus către droguri și într-o situație... Vreau să menționez un lucru foarte important. Spun aceste aspecte nu că m-am apucat de droguri din cauza că părinții mei s-au despărțit. Deciziile au fost strict ale mele, mi-am sumat astăzi lucrurile astea. Numai cum pot să fie unele chestii, niște trigări, niște lucruri, pentru că
Nu știu câți dintre voi aveți părinții despărțiți, știu poate prin ceea ce treceți, știu că e greu, știu că nu înțelegeți, am fost acolo, dar vreau să știți un lucru, că nu se țin. Am vrut și eu să fiu văzut, am vrut și eu să am un cuvânt de spus. Doar că n-am căutat în lucrurile bune și nu m-am învârtit și nu am fost în anturajele potrivite. Pentru că la un moment dat punea, a pus atâta, o lanț atât de puternic pe stăgață, mai că simțeam că nu mai am cale de scăpare. Și funcționeam datorită drogurilor. Eu nu puteam să dorm dacă nu fumam iarbă, eram nervos dacă nu fumam iarbă, anxios, depresiv. Iarba pentru mine era începea de dimineață și se termina la primul somn. Și iarăși, de când mă trezeam și la primul somn, și de când mă trezeam și la primul somn. Cristalele, cocaina, chestiile astea, erau atât cocaina, am pierdut și măsele. Fumam cocaina, m-am injectat cu cocaina, am tras cocaina și toată lumea zice că în momentul când nu punești, nu sunt chiar așa tari chestiile alea, pentru că e fain acolo pe moment, dar la un moment dat, când încep să devii dependent, tu funcționezi datorită lor și eu am început să mă droghez la un moment dat, 5-6 ani de dependență, mă drogam ca să funcționez. Nu ca să mă simt bine, pentru că mai eram sufletul petrecerii, nu mai vrea nimeni să aibă de-a face cu mine, eram depresiv și cu gândurile alea ca să simt că nu nebunesc, trebuia să iau câte 5-6-7 de azipame, Xanax-uri, ca să pot funcționa corect la un mod normal. Sebastian a fost prezent la evenimentul Patronatului Național Român și al Consiliului Județean Arad, intitulat Prețuiește-ți viața, nu te droga. Presiunea colegilor, curiozitatea și disponibilitatea drogurilor sunt factori care împing pe unii adolescenți vulnerabili să consume aceste substanțe. Organizatorii fac apel către mame și tați, asociații de tineri, studenți, elevi, parohii, instituții și toți cei care pot da o mână de ajutor pentru o mobilizare comună împotriva consumului de droguri. Și sigur că aici sunt multe motive, poate este devină societatea aceasta competitivă, poate devină mimetismul, teribilismul, frustrările determinate de contextul în care cresc sau chiar viciile în educație. Apoi sigur sunt curios să aflu cum văd specialiștii din domeniu, oamenii aceștia care combat acest fenomen, implicarea noastră a celor din administrația locală, ce așteptări aveți de la noi și cum putem noi gestiona, sigur, împreună, mai bine, viitorul generației tinere. Este foarte important pentru noi să înțelegem și mai ales pentru voi să conștientizați că drogurile nu sunt bune. Nu pot decât să vă facă mult rău. Și pentru cei care îi vedeți pe cei din jurul vostru, să încercați să-i conștientizați și pe ei. Așa cum ziceam, sunteți într-un număr mult prea mic față de cât ar trebui să fie astăzi aici la un astfel de eveniment. Din păcate, sala nu ne-a permis să aducem cât mai mulți colegi de-ai voștri. Încercăm, în calitate de adulți, de părinți, de profesori, să fim alături de voi, să înțelegeți că noi suntem prieteni. Doresc ca ceea ce se întâmplă astăzi aici să meargă în școală mai departe, în organizarea consiliilor elevilor din fiecare școală. Cei care sunteți astăzi aici, sunteți echipa care va disemina în fiecare școală către colegii voștri informațiile pe care le aveți către colegii din școală. Poate canalul acesta de comunicare de la aceeași vârstă, același nivel de vârstă, va fi mai eficient decât ce s-a întâmplat până acum. De ce? Droguri. Aș folosi un singur cuvânt. Tentația. În toată viața noastră luptăm cu tentațiile, poate că mai mult ca niciodată la vârsta voastră, adolescenței. Veți vedea că și în viața de adult, tot timpul, cea mai mare provocare este să îți gestionezi tentațiile. Medicul Dorina Oniță, șeful Centrului de Sănătate Mentală Arad, a prezentat aspectele fizice, psihice și medicale ale consumului de droguri, dar și consecințele. Efectul domino. Toți ați auzit despre efectul domino. Nu este jocul. Să luăm prima piesă de domino, care este creierul nostru. Și îl împingem cu droguri. Ce se întâmplă? Toate celelalte funcții ale creierului, în povestea noastră,
emoțiile, comportamentul, percepția. Ce se întâmplă cu ele? Da. S-au prezentat experiențe personale, s-au purtat dialoguri cu tinerii, s-au prezentat imagini sugestive, care i-au pus pe gânduri pe participanți. Sesiunea de întrebări a fost coordonată de comisarul Cătălin Țone, specialist antidrog și antidoping. Premieră la Arad. Patru fiice, film premiat la Cannes, ajunge pe ecranele cinematografului Arta. Proiecția gratuită care va avea loc vineri 2 februarie, începând cu ora 19, este organizată de Primăria Municipiului Arad prin Centrul Municipal de Cultură. Filmul explorează viața Olfei din Tunis, care a crescut patru fiice, două dintre ele dispărând după primăvara arabă. Cu interpretări profesioniste și interviuri captivante, patru fiice abordează teme precum speranța, rebeliunea și legăturile dintre mamă și fiice. Cinematograful Arta continuă astfel să ofere publicului experiențe cinematografice captivante, sprijinind cinematografia independentă. Accesul la proiecție va fi gratuit în limita locurilor disponibile. Duminică, de la ora 13, UTA va juca pe Cluj Arena împotriva Universității în cadrul etapei 24 din Superliga. Ambele formații au început anul 2024 cu o victorie și o înfrângere. Ardenii au pierdut cu 0-4 meciul împotriva FCSB-ului din capitală, după care au învins-o pe Șepși cu 2-1 la Arad. Iar Șepcile Roșii s-au impus cu 2-1 în partida de pe teren propriu cu Hermannstadt, însă mai apoi au cedat cu 0-1 la Iași contra Politehnicii. În clasament, U Cluj este pe locul 8 cu 32 de puncte, iar UTA ocupă poziția 12-a cu 27 de puncte. În meciul tur disputat în septembrie la Arad, clujenii au câștigat cu 1-0 după un gol marcat de Daniel Popa. Fostul antrenor al UTEI, Ilie Poenaru, a fost demis de pe banca lui FC Voluntari. Ilfovenii obținuseră un singur punct în ultimele patru etape de Superliga, iar conducerea clubului a decis să renunțe la tehnicianul de 47 de ani și la staful său, format din antrenorii secunzi Marin Dună și Paul Ceaușu și antrenorul cu portarii Gabriel Vasiliu. Înlocuitorul lui Poenaru pe banca voluntariului va fi Nicolae Dică, tehnician liber de contract din august 2023, când fusese demis de la FCU Craiova. Fostul mijlocaș al echipei naționale va debuta luni cu un meci pe teren propriu împotriva lui Hermannstadt. Pe 17 februarie, ilfovenii vor întâlni UTA pe stadionul Anghel Iordănescu. Vom avea parte de un final de săptămână cu temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă a anului. La noapte se anunță cer mai mult noros. Minimele termice vor fi de -1-0 grade Celsius. Vântul va bate cu 15 km pe oră dinspre sud-vest. Pentru ziua de sâmbătă se anunță cer acoperit de nori. Maximele termice vor fi de 6-7 grade Celsius. Vântul va bate cu 15 km pe oră dinspre vest-sud-vest, iar șansele de precipitații vor fi de 30%. Pentru noaptea de sâmbătă, meteorologii prognozează cer înnorat. Minimele termice vor fi de 3-4 grade Celsius. Vântul va bate cu 13 km pe oră dinspre vest-sud-vest. Pentru ziua de duminică se anunță cer mai mult noros. Maximele termice nu vor depăși 10-11 grade Celsius. Vântul va bate cu 15 km pe oră dinspre vest-sud-vest, iar șansele de precipitații vor fi de 40%. Pentru noaptea de duminică se anunță averse. Minimele termice vor fi de 5-6 grade Celsius, iar șansele de precipitații vor fi de 70%. Săptămâna următoare începe cu cer parțial noros. Maximele zilei de luni vor fi de 13-14 grade Celsius. Vântul va bate cu 26 de km pe oră dinspre vest-sud-vest, iar șansele de precipitații vor fi de 20%.